Bine v-am regăsit la un nou episod din cariera mea la FCSB pe FM22. În acest episod vom juca meciul cu Craiova și după meciul cu Dinamo, care două meciuri în 3 zile, un program infernal. Nu știu de ce a făcut LPF-ul programul ăsta. În ultimul episod am făcut un egal 1-1 cu Rapid și se pare că am bătut recordul de audiență și de câți bani am făcut pe bilete, 170.000 de euro. Foarte mulți bani pentru meci. Dinamo bate surprinzător Craiova. La asta nu mă așteptam și trece la 3 puncte peste. Chiar nu mă așteptam. Fabulos. Și după avem meci cu Craiova care e pe 3. Da, două meciuri dificile. Cu Dinamo care este pe 3. Meciuri chiar dificile. Și în principale face și mai dificile programul, care este unul infernal. Dar să vedem. CFR Faru. Mamă, dacă ar scoate Faru un rezultat pozitiv cu CFR, n-ar aștea extrem de mult, dar nu cred. Ba, da! Este un rezultat care menține situația. Nu ne ajută, ne ajuta pe noi dacă băteam Rapidul, dar odată ce am făcut egal și CFR-ul a făcut egal cu Farul, practic rămâne distanța de 2 puncte între noi și ei și nu ne ajută cu nimic. Dar nici nu răutățește situația, deci trebuie să privim și partea pozitivă. Cine s-a rupt? Onuț. M-am speriat un pic, am zis că s-a rupt cineva de bază și era nasorul de tot. Semifinala Academic Atinceni cu Rapid, bate Rapidul. Golul din deplasare. Pornim cu prima șansă la câștigarea titlului după pe locul 2 CFR, pe locul 3 Dinamo, pe locul 4 Craiova și pe locul 5 Rapid. Farul iese din calcule oricum. A ieșit, mă rog, de mult din calcule. O să băgăm titulare Craiova. Totuși ce să avem grijă. Doamne, cum ar trebui tu să joci, de exemplu, cu echipa de titulare în 3 zile, 2 meciuri? Imposibil. Și se pare că finala va fi Rapid Faru a Cupei României. Competiție care am câștigat anul trecut. Să sperăm că anul ăsta am câștigat titlul. Bun, o să băgăm titulare aici și în următorul meci băgăm rezervele. Ce n-a mers bine așa meciul trecut? Păi, Nedelcă a dat o pasă greșită. Dar n-am cum că n-au formă. Iani Stoica nu mi-a plăcut, deci băgăm pe Muteanu. Sper ca Muteanu să joace mai bine. Hai să-i schimbăm și noi de pe adversarul, pune și noi pe Paucer. Poate joacă mai bine. Tavi Popescu a venit spre mea că îi merge bine. La fel și Elu Cordea. De acolo la fel. Da, nu prea avem ce să mai modificăm, eventual locul lui, să băgăm pe Nanul, lăsăm pe Vinicius care are experiență și un lucru jucător bun la 38 de ani, dar din sezonul ăsta trebuie să mai schimbăm un pic, să mai luăm pe cineva. Îl mai ținem pe Vinicius așa să fie acolo, dar nu ne mai bazăm pe el, că experiența ca experiența, dar fizicul, mai ales în Europa, nu prea îl mai duce. Trebuie să câștigăm neapărat. Pliaceli degajează mingea. Pliaceli, Ghiță recuperează Cordea către șut. Șut către Deaconu. Deaconu în spate la Haruț. Șut cu Cordea. Avem un joc de pase foarte bun. Deaconu către Muteanu. Muteanu acolo este izolat. În spate către șut. Tavi Popescu face preluarea către Munteanu și ce ratare, ce ratare, în continuare Tavi Popescu este omul de bază în atac. Munteanu recuperează mingea fascinat acolo, nu mă aștept să greșesc Pliaceli, dar dă o pasă nereușită. Cu noroc avem mingea încă în posesie. Ghiță, Vinicius, șut, șut către Cordea acolo care crede să trebuie să fie în offside, nu știu.
Cor de în spate către șut, șut către Deaconu, Deaconu către Tavi Popescu, Nedelcu cu un voleu care este nereușit și mingea trece cu mult peste poartă. Am început meci o forță, 7 șuturi, niciunul pe poartă. Ivan aici, nicio șansă cu Ghiță, care este atent, Deaconu, Deaconu către Munteanu, Munteanu spate la Vinicius, Tavi Popescu către Denoyer, Denoyer avansează, întoarce mingea la Vinicius, Vinicius către Tavi Popescu. Tavi Popescu, Deaconu, șut, șut către Deaconu, Deaconu cu portarul, lovează și ce gol! Deaconu cu scărița, lobu, cum vreți să-i spuneți, fabulos, senzațional și deschidem scorul pe națională. Arată Deaconu că este și un jucător tehnic. Și? Și galben de acum, ce-a făcut? Aolo, Ghiță, Ghiță, nu, că ne-a mâncat meciul. Nu, 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 nu. Bine, Niță, fabulos. Era să ne mănânce așa un pic din meci Ghiță după aceea eroare, dar Niță cu o super paradă ne salvează. La cap acolo șut, îl blochează pe Bălașa, care era Bălașa. Da, Bălașa. A luat galben de acum, nu știu pentru ce, pentru la faza aia a faultat și gen a lăsat. Dar nu, nu avea sens să lase avantaj. Rapid conduce CFR-ul, un rezultat pozitiv și în partea cealaltă. Ghiță, de data asta nu mai greșit la cap, Deaconu către șut, șut către Ghiță. Haruț, șut, Munteanu, Munteanu către Deaconu, Deaconu către Cordea. Cordea găsește acolo pe Munteanu, fabulos, cu Munteanu cu o pasă nu prea inspirată. Pardon, Munteanu cu un șut nu prea inspirat. A vrut să dea acolo, a egalat CFR-ul din păcate. A vrut să dea colțul scurt pe jos, dar a fost ușor de prins acea minge de pliacelii. De noie, Nedelcu, Tavi Popescu către Deaconu, Deaconu acolo pe flanc, Deaconu avansează, Deaconu se duce până la capăt, nu-i pasă scurtul, Tavi Popescu, Deaconu către Tavi Popescu, Deaconu poate concentrare sau un șut, îi pasează un șut și Deaconu cu o super execuție, fabulos, Eurogol dat de Ronaldo Deaconu, două goluri în derbiul cu Craiova, dar și ce gol a fost al doilea, fabulos cum s-a văzut aici, a pasat lui șut, a intrat în poziție, a văzut culoarul și a șutat, fabulos, golațo, senzațional. Și cred că intrăm cu un avantaj de 2 goluri la pauză, Craiova a avut doar un șut pe poartă și aceea pe greșeala lui Ghiță, care e senzațional. Iliaceli degajează mingea, Ivan acolo, Vinicius degajează și el, scăpă de pericol momentan. Bancu, Douglas Costa, Cordea acolo, tatonează dar nu recuperează mingea. Bancu, pericol acolo, dar Marković reușește. Ivan, Vătăjel, și ne luăm gol. Ne luăm gol și s-ar putea să facem o schimbare. 2 la 1, se micșorează avantajul, e doar 2 gol acum. Să ne uităm ce nu merge pe la mijloc aici, eventual în locul lui Nedelcu, băgăm și noi pe Tănase. Băgăm pe box-to-box midfield. A? Da. Și eventual în locul lui Munteanu pe Iani Stoica. A avut niște ocazii Munteanu, dar în continuare nu impresionează nici Iani Stoica, nici Munteanu, deci eu să-i... Deaconu concentrare, Deaconu Pliacelii acolo este pe centrare și iese bine. Pliacelii degajează mingea către Marković, de noi este atent. Marković recuperează mingea, de noi din nou impecabil. Niță. Niță către de noi. Tănase, Tavi Popescu acolo îl găsește, poate pe Deaconu, nu este luat la viteză de Crețu. Crețu care aproape gafa mingea, Marković, Ivan, Vinicius, nu, nu, ce slide tackle, nereușit, dar Niță ne salvează-i. A avut în acest meci o contribuție fabuloasă și Niță alături de Deaconu. Douglas Costa concentrare acolo, Vinicius sare la cap și este din nou corner. Cei de la Craiova pun mare presiune pe noi, mă știu pe Deaconu că a obosit, băgăm pe Budescu. O să le dau Barret, că nu
Am început să scădem din formă și nu-mi place. Markovic. Markovic, periculos. Trece pe flanc, acolo, îi pasează lui Tavi, Bătăjelu, Ivan. Pericol mare, Markovic, Vinicius. Sliță. Ia să punem noi un pic pe coșes. CFR-ul a întors meciul cu Rapid 3-1 și băgăm și niște trageri de timp, că deja nu-mi place. Ghiță. Aruț. Ghiță găsește pasa, vână. Markovic, Ivan, Ivan! Un șut periculos. Trei minutele, să sperăm că rezistăm până la final. Face o schimbare, nu mai putem că sunt 3. De la anul am înțeles că în cele mai importante campionate se vor face 5 schimbări. Trec minutele, încă 4 minute de prelungire. Hai, încă un pic și câștigăm derbiul cu Craiova, 2-1, încă 3 puncte. Mi se pare că CFR-ul a bătut. CFR-ul a bătut 4-2. A luptat eroic, rapid, dar n-a reușit să o încurce pe CFR cum ne-a încurcat pe noi. Și în continuare se ține la 2 puncte în spatele nostru. Tavi Popescu este obosit, îi dăm și noi vacanța de vreo o săptămână de la antrenamente. Oricum e într-o formă foarte bună, Deacon fabulos. Ce jucător luat liber de contract. Am doborât recordul de victorii consecutive. Până acum recordul era de 23 de meciuri cu victorii consecutive. Sau la ce se referă? A, câte victorii într-un sezon. Până acum era recordul de 23. Și acum am făcut 24 de victorii într-un sezon. Secure place, am înțeles. Deci dacă am bătut meciul cu Dinamo, suntem calificați în conferență garantat. Nu mai are cine să ne depășească. Meci cu Dinamo, după cu Farul și după cu CFR. Care este finala campionatului. Să sperăm că CFR-ul se încurce. CFR-ul au bătut 3-0 Craiova și ne obligă să câștigăm. Pune presiune pe noi și suntem rupți toți. Dușo, în locul lui Ghiță băgăm pe Miron, în locul lui Șută băgăm pe Periano, băgăm pe Coman. Suntem, practic, jucăm cu rezervele, suntem la mâna rezervelor, nu avem ce face. Budescu, în locul lui Cordea băgăm pe Anistoica, în locul lui de Noier băgăm pe Platovlevici. Efectiv, nu avem ce să facem. Suntem obligați să jucăm cu rezervele pentru că am avut un program infernal. Și nu puteam băga rezervele cu Craiova, așa că vom băga rezervele cu Dinamo. Atac, nu știu, pune și noi pressing for attack. Atac, Ianistoica așa, Budescu, aveți playmaker, poate îi place mai mult. Suport. Miron, Latovlevic, ieși-l pe aici. Îi plăceau derbiul cu Dinamo Latovlevic, să sperăm că o să descurce și în continuare. Și aia, jucăm cu niște jucători care nu prea sunt în formă. Dar n-avem ce să facem. Aia, totuși ne trebuie victorie. Jucăm și Ștefan cel Mare. În joc arată Ștefan cel Mare ca noul Ștefan cel Mare, ce se va face. Dacă scoatem un egal cu Dinamo, ăsta l-ai gata de puncte. Dinamo fiind pe poziția 3-a, Filip, Nei Cuțescu, Dușo, degajează mingea către Pinto, Onescu, Filip,
Billy. Onescu. Găuță. Ekman cu șutul vară. Scăpăm. Scăpăm. Hai mă că puteți. Sunteți rezerve, dar totuși sunt jucători care sunt destul de buni. Ekman. Mihaiu. Ține de mici Dinamo. Zeus, Popa, Pinto. Scapă Sorescu, Sorescu periculos, Sorescu! De ce șut slab! A dat în tribună și a dat cu toată puterea de care dispune. Trebuie să schimbăm, facem schimbări la pauză, pentru că Vinicius nu mai duce. Ce program de căcat? În locul lui Vinicius băgăm pe Ghiță, care și el e vai de capul lui. Nu, suntem toți, nici și rezervele sunt. N-ai cu cine, băgăm și pe Tănase în locul lui Nedelcu. Pe cine era acolo? În locul lui Nedelcu, am văzut bine. Un egal ar fi bun, sincer, n-avem ce să spunem. Având în vedere în ce condiții fizice jucăm, n-avem ce să cerem mai mult. Budescu s-a rupt. Îl băgăm pe Deaconu, vai de capul nostru. Avem o fază fixă, periculoasă. Deaconu, Deaconu cu lovitura liberă, care Șanu o scoate fabulos. Avem corner, se aprinde torțele în tribună. Coman, poate cu o super execuție către... Da, s-a centrat extraordinar de prost. Coman cu o lovitură liberă. Coman! Foai, ce aproape. Eșeanu degajează mingea către Filip, Filip către Popa. Crețu. Iani Stoica recuperează mingea, Iani Stoica, Deaconu, Deaconu către Coman, hai Florinel! Nu, nu, nu! Of, ce păcat! Și luăm un din meciul cu Dinamo, momentan așa se îndreaptă. Da, ei, cred că luăm un punct. Hai, cu el a făcut scura mătă de arbitru, poate dă Dinamo gol în minutul 95. Am o fluieră. Lovitura liberă și Perianu. Este avertizat. Ia galben. Și lovitura liberă periculoasă pentru Dinamo. Hai bă băieți, rezistați încă un pic. Sunt cam doi oameni liberi acolo nemarcați. Dar o stragă pe poartă și Niță să sperăm că o scoate. Pinto trage peste și se termină meciul. Scoatem un egal cu Dinamo. Un egal care în mod normal n-ar fi bun, dar având în vedere în ce condiții am jucat din cauza la programul ăsta infernal, n-avem ce să facem. Și CFR-ul trece peste noi, dar este legată de puncte. Practic tot la mâna noastră suntem. Și cam atât ca ce tot până data viitoare. Ciao!